Direcția Silvică Buzău a inaugurat în luna septembrie un observator, simbol al celor trei teritorii românești, Moldova, Țara Românească și Ardealul. Acesta a fost ridicat de Rom Silva la Gura Teghii, pe vârful Giurgiu, pentru a marca 100 de ani de la Marea Unire. Seria activităților dedicate centenarului a continuat marți cu inaugurarea unui alt monument ridicat în curtea instituției. Am ridicat acest monument ca un simbol al monumentului pe care pe 13 ani septembrie l-am inaugurat pe muntele Giurgiu, acolo unde cele trei provincii istorice românești, Muntenia, Moldova și Transilvania, se întâlnesc. Am adăugat și un mic epitaf în memoria celor pentru care granițele n-au existat și ne gândim la zicala veche românească, sângele apă nu se face. La eveniment au fost prezente și autoritățile locale, care au apreciat efortul pădurarilor de a ridica astfel de monumente pentru a marca cei 100 de ani de la Marea Unire. Spunem un 1 decembrie 2018, spunem 100 de ani de România, spunem istorie, avem o datorie pentru a celebra și cinsti memoria strămoșilor, memoria eroilor, și sperăm să ținem o România unită. Trebuie să avem astfel de evenimente, să creăm astfel de evenimente, astfel încât ca români să fim măcar în aceste momente mai uniți. Pentru că, din păcate, cel puțin după 90, avem o boală cronică, care se numește indiferența. Indiferența la tot ce se întâmplă în jurul nostru, dintr-un egoism, zic eu, pentru că dacă nu simțim, nu avem instinctul statal, instinctul național, nu vom avea viitor. Eu aș vrea să vă mulțumesc la toți care vă ocupați de una dintre cele mai mari bogății ale României, aurul verde. De ce spun acest lucru? Fără acest aur verde nu există viață. Și trebuie să vă mulțumesc nu numai pentru simbolistica pe care dumneavoastră, prin eforturi proprii, ați realizat-o, atât aici, cât și pe muntele Giurgiu, ci pentru tot ceea ce faceți în fiecare zi. Evenimentul desfășurat marți la sediul Direcției Silvice a fost un preambul al activităților programate de Ziua Națională la Buzău.